De ce ați decis să candidați la europarlamentare? Când un partid foarte mare, care nu este Partidul Democrat Liberal, îți face o asemenea propunere și când lista pe care mă regăsesc este o listă plină de profesioniști, este foarte greu și nu este chiar bine să refuzi o asemenea propunere, mai ales în condiția în care pentru ceea ce doresc eu să realizez pentru Brăila, toate proiectele pe care mi le-am propus în campanie din 2012, tot ceea ce am putut să realizez și mi-am propus să realizez de una singură, am putut. De acum încolo este foarte greu să realizez ceva de una singură, pentru că toate proiectele care mi-au rămas de făcut trebuie să le fac obligatoriu în cadrul unei echipe. V-ați mândrit multă vreme cu faptul că erați independentă. Da. De ce ați decis totuși să renunțați la această independență? Independența, multă lume nu încurcă, multă lume confundă cu oarecum noțiunea de independent cu noțiunea de apolitic. Noțiunea, poți fi independent și în cadrul unui partid, pentru că independența reprezintă puterea de a putea să, puterea de a sta și de a susține tot ceea ce vrei să faci, de a te susține singur financiar, de a nu avea nevoie de nimeni într-o activitate sau în ceea ce îți propui. Apartenența politică reprezintă altceva. Nu am fost niciodată independentă politic, pentru că eu sunt un om de dreapta dintotdeauna. Am făcut parte din cadrul Partidului Național Liberal 4 ani și după ce am plecat de la Partidul Național Liberal am mai făcut câțiva ani, mă rog, cu intermitențe la PDL. Știți foarte bine, dumneavoastră de la presă, că au fost niște urcușuri, câteva urcușuri și foarte multe coborâși în relația mea cu PDL-ul, dar am rămas întotdeauna constantă în afirmația și în a susține ceea ce a propus PDL-ul, chiar și atunci când a fost mai greu. Acum a venit momentul când Partidul Democrat Liberal a apreciat toată activitatea mea, atât din cadrul partidului și susținerea mea, cât și activitatea mea politică de una singură. Când v-ați înscris la mod oficial în PDL? La mod oficial în PDL m-am înscris atunci când a fost oportun ca această candidatura mea să poată să fie eligibilă. Adică în ultimele zile? Sau luni? Nu, în ultimele zile. Aș fi făcut public chestia asta, mă cunoaște și știți că nu am fost niciodată nici ticăloasă, nici mincinoasă și nici n-am avut nimic de ascuns niciodată. Vă știți foarte bine că am un principiu la care n-am foarte multe de câștigat, ce e în gușă și în căpușă. N-am nimic de câștigat dacă vă spun un adevăr sau dacă evit să vă spun un răspuns concret. Pe ce loc sunteți plasată pe lista PDL? Pe lista PDL sunt pe locul 19. E un loc eligibil, apropo de faptul că ce vă doriți? Spune cine... Nu-mi doresc să ajung europarlamentar, nu mi-am dorit niciodată să ajung. În schimb, îmi doresc ca Partidul Democrat Liberal să ajungă să ia un scor foarte bun. Îmi doresc ca toate proiectele pe care le am să le fac alături de Partidul Democrat Liberal și vă garantez că sunt numai proiecte pentru interesul cetățeanului. Locul 19, locul 20, locul, că vreți dumneavoastră, chiar și locul 10 nu sunt locuri eligibile. Sunt locuri ale unui partid, locul meu era mult mai jos, dar pentru că strategia de marketing a partidului a fost de a aduce lumea la vot, atunci au intrat pe listă primari foarte importanți ai Partidului Democrat Liberal, de la poziția 10 la poziția, locul 10 la locul 16. Și atunci, prin alunecare, m-am dus pe 19. Nu era locul ăsta, era locul 14 la un moment dat. În negocieri, am fi putut să ajungem și mai jos, dar n-am zis că n-are niciun rost pentru că, de fapt, noi susținem o listă de profesioniști, listă care este plină de oameni foarte serioși și care sunt europarlamentari primii pe listă și ulterior sunt oameni cu activitate extraordinară, atât în cadrul Partidului Democrat Liberal, cât și în cadrul societăților civile din care provin.